cameră în gime. Da, cu n, n, p. A, mă, egal cu n, p. Și pe dedesubt, a, m, era jumătate. Da. A, m. Egal. A, m, egal cu tot b, c, p, 2. P, 2. De ce pe 2? Și cum am este congruent cu un P? Din cele două rezultă că NP egal cu BC pe 2. NP egal cu BC pe 2. Adică NP egal BC egal cu de 2 ori NP. Da. BC egal cu de 2 ori NP. Deci BC egal de 2 ori NP și asta e scheletul. Ce a rămas nerezolvată problema noastră? Demonstrația. Am schițat demonstrația, dar acum trebuie să începem să arătăm ce este neclar, nerezolvat. Cum anume e pantogram. A, voi trebuie să arătăm că secantele. Sigur că da. Deci asta e problema nerezolvată. Încolo, de la clipa în care e pantogram și nu știu ce. Deci în partea asta de sus, în rezolvare, avem această problemă unul nefăcută. Nefăcută, că am luat-o de bună. Dar noi am făcut scheletul. Dragule, Davide, când suntem în fața unui probleme, ce geometrie sau unui probleme, trebuie să facem așa. Ce să dă, ce să ce. Ipoteză și concluzie. Da. Și eu am fost pus în situația următoare. Să raționez pentru a ajunge aici, da? Pentru a ajunge aici, cu toate cunoștințele mele de până acum, pe baza informației din ipoteză, să ajung aici. Da. Și atât care a fost tot miezul problemei. Eu stăteam și mă gândeam că, măi, de ce de doi până? Dar eu știu când mi-am zis că mai e mediană, eu știam că mediana e jumătate din ipotenuză. Adică BC e de două ori AM. Da, și BC, dacă aș putea să arăt că AM e cât NP, am mers înapoi. Dacă AM ar fi cât NP. Și am zis, măi, dacă să fie asta, ar trebui figura asta să fie un fel de dreptunghi, am zis eu. Când m-am dreptunghi, nu mai sunt egale. Dar zic că am șanse să arăt că e dreptunghi. Da, pentru că mi-a spus autorul, tu ești perpendiculară. Și cu unghiul de 90 de grade, iată pentru secanta asta, e o mică paralele, iată pentru arăta paralelismul din partea altă, secanta de aici, e obligă să fie pe asta două paralele. Iată că devine figura pantogram, iată pantogram cu unghi drept. Adică toată asta, vezi ce se face? Se pleacă și de la concluzii înapoi. Ce ar trebui să fac? Pentru a arăta că IM, pentru a arăta că NP este jumătate din BC, cum A, M e jumătate din BC, ar fi clar, aici e punctul important. A, M să fie cât NP. Da. Și ce ar trebui să fie? Și uite așa, duce înapoi. Da. Deci desfacem concluzia până într-un loc. Ne uităm în timpul ăsta la ipoteză și încercăm să facem joncțiunea. Să vedem cum se întâlnesc cele două. Deci, la acum, singura problemă este să arătăm că A până M, pardon, pentru asta, cum ai zis? N, M și A, P paralele. Păi nu știu despre asta. Cu secanta. Fie cine? N, M. N, M. Și A, P. Și. N, M. Și A, P. Așa. Cu secanta. Secanta care? A-N. A-N. Șacolade. Despre care putem spune? Putem spune că A-N este corespondent. Spune așa. Măsura lui P-A-N. Măsura lui P-A-N. Plană, egal 90 de grade, de unde? Din ipoteză. Da. Apoi, măsura lui M, N, C, măsura lui M, N, C, de unde? Din ipoteză. Din cele două,
rezultă că unghiurile acestea sunt congruente. Da. Adică ce unghiuri? A, N, M. A. N, N, deci mână C. M, N, C, mână C. Unghiul M, N, C. Congruent cu F, A, N. Congruent cu F, A. Cu P, A, N. Mână C, congruent cu P, A, N. Și dacă unghiurile acestea sunt congruente, și ele sunt, în ce calitate aici? Corespondente. Corespondente. Dente. Pentru cine corespondente? Pentru, pentru drepte luate în discuție. Da. Pentru N, M. Și respectiv A, P, mă da. Văzut. Și secanta. Secanta care? A, N. Atunci, aceste lucruri, pentru cele două drepte, și secanta asta... Rezultă că N, A, nu, că N, M este paralel cu A, P. N, M, așa, paralelă cu A, P. N, M, paralel cu A, P. Da? A, P. N, nu A, P. N, N, M, cu A, P. N, M, cu A, P. Da, cu A, P. Analog, același raționament, cum analog, arătăm că și A, P, A, P este paralel cu A, P, paralel cu N, M. Cu N, M. Din cele două lucruri, fiindcă paralele, fiindcă dreptele opuse sunt paralele, două câte două, A, A, P, M, N este paralelogram. Așa. A, F, M, N, paralelogram. Și dacă e paralelogram, începe discuția de aici. De desubt, paralelogramul cu unghi drept este dreptunghi, în dreptunghi laturile diagonale sunt egale și începe toată povestea asta. Deci ce era? Ce continuă de aici? Deci la, de la paralelogram. Exact asta. Paralelogram, adică bucata asta aici, o punem de desubt. Deci, practic, de aici începe toată povestea asta și ne ducem și găsim răspunsul problemei. O singură problemă, prima problemă, și ne-a ridicat foarte multe probleme. Pentru că asta este, trebuie să avem la noi tot setul de informații, toate cunoștințele. Tot ce s-a făcut în clasa a șasea, dar absolut tot. Și în clasa a șasea am făcut la sfârșitul anului paralelism. Ți-i minte? Da. Două drepte tăiate de o secantă formează perechi și am insistat și îi spuneam mereu. Dacă se întâmplă ca din cele patru perechi, una singură să fie bună, să fie bună și deci unghiurile să fie congruente, le obligă pe drepte să fie paralele și celelalte perechi de unghiuri și ele sunt congruente două câte două. Dar toate perechile sunt congruente. Aici a fost vorba de o repetiție a ceea ce înseamnă mediana într-un triunghi dreptunghic, de știut. Și de aici vorbim, am zis, duci în perpendiculare, nu degeaba. Duci în perpendiculare asta, nu degeaba. Deci toate lucrurile trebuie foarte bine știute. Hai să mai încercăm o problemă, să vedem ce mai putem face, că Trebuie să actualizăm neapărat. Nu știu cum, dacă ne lăsăm în mâna ceea ce se întâmplă cu clasa, ne trezim că geometria plană este 0 și ne trezim că geometria în spațiu nu merge deloc la anul. Dar din loc, fără geometrie în spațiu, plană nu merge nimic. Și nu știu, pentru actualizare trebuie să văzute filmele. Pentru că o repetiție continuă să fac eu aici, este o suprapunere de informații care e deja făcută. Înțelegi tu? Adică trebuie prin efort propriu să-ți actualizezi toate aceste lucruri ca să pornească treaba. Da, așa e. Și aici, timpul trece, să o spune pe cea dreaptă. Timpul trece. Iată, a fost o încântare la Mario, să recunoaștem asta.
când am putut să facem acolo prin comparație, ne-am permis că diferite șmecherii, dialogul a fost distins, adică eu n-am mai fost așa de încordat, se simte pe figura mea și pe starea mea de suflet, că sunt destul de încins. Și nu pot să conduc o lecție degajat, să fiu în elementul meu, când sunt sub starea asta. Deci am nevoie de colaborarea ta, ca să putem să mergem mai departe. Se consideră dreptunghiul ABCD. Deci în ipoteză. A, B, C, D, dreptunghi. Da? Când ați dreptunghi, stop. Da. În mintea mea s-au declanșat lucrurile. Ce pot să spun? Ce elemente voi avea la dreptunghiul ăsta? Toate umbrele sunt de 90 de grade. Diagonalele sunt congruente. Câte două laturi sunt perpendiculare, sunt paralele. Da, și congruente. Și congruente. Față de paralelogram, ce noutate este? Foarte importantă. Diagonalele sunt congruente. Diagonalele, asta e noutate, da? În paralelogram nu se întâmplă, aici dreptunghi se întâmplă. Deci toate laturile opuse în paralele, două câte două sunt congruente, două câte două unghiurile de 90 de grade, diagonalele se jumătățesc, da. Unghiurile. Toate acestea de la paralelogram le-am preluat. Da. Vezi? Am oprit la dreptunghi. La dreptunghi, am deschis gura dreptunghi, toate acestea s-au declanșat în mintea mea, da? Toate. Eu am pădut în prim plan. Punctele M aparțin lui AB. M aparțin lui AB. N lui BC. N aparțin lui BC. P aparțin lui DC. Și Q aparțin lui AD. AD. Arătați că... S-a întâmplat? Nu. AM. Astfel încât. Așa încât. AM congruent cu BN, congruent cu CP, congruent cu DQ. AM congruent. Așa parcă în segmente, nu? Așa. Da. AM congruent cu? CP. Cu BN. BN. Congruent cu CP. CP. Congruent cu DQ. Cu DQ. AM cu BN, cu CP și cu DQ. Arătați că mână pe Q paralelogram. Concluzie. În concluzie, că M, N, P, Q, paralelogram. Ca să arăte paralelogram, ce trebuie să arăt? Păi, știu deja că este drept. Nu trebuie să arăt că... Nu! O figură care nu știu cum iese acolo, din condiții impuse, ca să reușesc să arăt că e paralelogram. Să arăt că M plus N formează un unghi 180 de grade. Nu numai acolo, și toate, adunate, fac o dată. Sau să arăt că... Că diagonalele se înjumătățesc. Asta e o altă condiție. Sau să arăt că... Unghiurile opuse sunt congruente. Sau să arăt că... Sunt paralele. Laturile opuse sunt paralele două câte două. Da. Sau să mai arăt că două laturi opuse sunt paralele și congruente. Da. Deci două laturi... În loc să arăt că laturile opuse sunt paralele două câte două, eu trebuie să arăt numai două laturi sunt paralele și congruente. Da? ABC de dreptunghi. Desenăm. Punem la treabă. Deci facem figura. A, B, C, D. Dreptunghi. ABC de dreptunghi. Apoi. Trebuie să primim A. ABC de dreptunghi, da? Da. Păi trebuie să le iau pe M, pe N și pe C la un loc pe dreapta. Undeva pe dreapta. M pe ce? Pe AB. M, le iau aici. Nu la mijloc. M undeva. Dar zice așa fel încât A, M să fie cât B, N. Da. Acum ne fixează pe N. Da. Deci A, M să fie cât B, N.
Da. Și pe urmă cât CP? Da. Deci, CP. CP. Da. Aici P. Și adic DQ. Și DQ. Și figura care se formează acum, să arătăm că figura care s-a format este paralelogram. Deci dacă respectăm asta, să fie cât asta, să fie cât asta, să fie cât asta, figura care se formează în urma faptul comunii este paralelogram. Putem să spunem că Q, P, Q, M, M, M și M, P sunt linii mijlocii. Unde? Dar nu la mijloc. Că sunt linii mijlocii. Q? Q, M. Q, M. Da. Mijloc, mijlocii, când zic linii mijlocii, într-un, în ce? Într-un paralelogram. Dar nu am auzit de linii mijlocii într-un paralelogram. Unde ai auzit tu din... În 90, din linia mijlocie. Linia mijlocie într-un triunghi? Da. Într-un triunghi, dragule. Unde e linia mijlocie într-un paragraf? Tot. Ia uite. Unde? Linia mijlocie? Într-un triunghi. Păi vezi, vezi. Deci, atenție multă. Rămânem cu niște informații greșite. Ar trebui să arătăm că QM este comunie cu PN și QP este comunie cu MN. Să arătăm că sunt paralele. Deci, încă o dată, ce trebuie să fixează-ți una din condiții. Nu cu toate condițiile, mă rog, am explicat. Deci ce trebuie să arăți? Care sunt condiții echivalente? Mai întâi, definiția. Da. Ce ar trebui să arăți? Că două câte două sunt paralele. Laturile opuse. QM da. Paralel cu PM. Da. Și QP paralel cu MN. Așa. Problema este că nu știm care este măsura unghiurilor. Deci nu avem nicio măsură, nimic, nimic. Așa asta cu laturile opuse paralele două câte două, îți crezi tu că îți va fi de folos, vei reuși? Nu. Simți că nu. Altă variantă. S-a dat că MP este congruent cu M, nu, că P este congruent cu M și Q congruent cu M. Dar nu. Și arăt că diagonalele se înjumătățesc. Diagonalele nu ieși din figură. Deci nu ieși din figură. Dacă nu ieși din figură, încearcă ca figură. Nu. Ce trebuie să arătăm că P este congruent cu M. Laturile opuse, da? Unghiurile opuse ăsta, da. Cu M. Cum, și Q cu N. Și Q cu N. Asta ar fi o variantă. Da. Pe moment nu văd așa cum anume să reușim, dar ar merita investigația asta. Ideea asta ar merita producția pe zecina. Altceva ce-ar mai fi? Dacă am arătat că laturile opuse sunt congruente două câte două, știi, acolo era două laturi, o pereche să fie paralele și congruente. Deci dacă arătăm că astea două sunt paralele, sunt și congruente, atunci este corect. Dar dacă arătăm că laturile opuse, astea două sunt congruente, astea două congruente între ele, este o altă variantă, da? În loc de paralelism. Da. Ia să vedem dacă reușim. Păi să vedem dacă, să luăm triunghiul D, Q, P. Și MBN. D, D, Q, D, Q, P. Și NBM. Deci luăm spre comparare. Este unghiul de așa. Da. Ce au cele două triunghiuri?
QDP, să umbrem cu NBM. QDP, adică unghiul ăsta de 90 da. Și ăsta e tot 90. Sunt unghiuri drept în mici, da? Da. Și ce mai am? Că NB este comun cu DQ. Din ipoteză. Da. Da. Asta. Și mai trebuie ceva. Și mai trebuie ceva. Că MB este comun cu DP? Că MB, MB, UDP. Da. Mi-ar trebui, aș vrea. Păi, dar eu știu că AB este, AB, din AB scădem AM și din DC scădem PC. Și știm că PC este congruent cu AM. Din toată acea dreaptă scădem AM. Deci din latul ăsta congruent, din segmentele astea congruente, da, scădem segmente congruente. Și restul semne congruente. Și ce ne rămâne vor fi și ele congruente. Și dacă sunt congruente, în ce caz de congruență ne aflăm? Latură. Sau catete. Da. Și triunghiurile vor fi congruente. Și fiind congruente, ce rezultă de aici? Rezultă că QP este congruent cu MN. QP, toată asta. Da. Congruentă cu mână. Așa o să luăm... QP cu mână. Da. Și o să luăm acum triunghiurile PCN. Da. Cu QAM. Așa. Și vom arăta că... Deci știm că AM este congruent cu cu PC. Da. Mai știm că AQ este da. Congruent cu CN. AQ, da, congruent cu cână. Din ce motiv? Din același. Da. Din segmente congruente, scădem segmente congruente și ele cele lucruri tot congruente. Și știm că PCN este congruent cu QAM. Da. Și arătăm că QM este congruent cu din același motiv și asta de aici, congruente cu asta. Și acum iată-ne că suntem într-un palatul later în care laturile opuse sunt congruente două câte două. Da, laturile opuse sunt congruente două câte două. Și asta mă duce la ce? Că QMNP este 4 la 3. Deci QPNM este paralelogram. Pentru laturile opuse sunt... Da. Vezi? Ori arătând că laturile opuse sunt paralele două câte două, adică asta e paralel cu asta, asta e paralel cu asta. Da. Ori arătăm că doar o pereche sunt paralele, numai o pereche paralele și congruente. Deci în loc să mă duc la paralelismul celălalt, paralelismul acela, a celorlalte de două, l-am înlocuit cu aceste congruente. Da. Sau arăt acum că laturile opuse sunt congruente, opuse două congruente, două câte două, adică sunt două congruente și aceste două congruente. Da. Dacă vreau să arăt și paralelismul. Deci mă duc mai departe să arăt că latura asta de aici e paralelă cu asta. Da. Eu știu, din congruența triunghiului ăsta cu ăsta, unghiul ăsta de aici... E congruent cu unghiul din jos. Unghiul ăsta de aici e congruent cu ăsta de aici. Da. Din ce motiv? Deci sunt congruente. Din cauza că triunghiurile fiind congruente, la laturi congruente, cum DQ este cât NB, la laturi congruente între unghiuri congruente, privesc unghiuri congruente. Deci triunghiul ăsta va arăta cât DQP cu MBN congruent? Da. Va arăta, da? Da. Deci, dacă am arătat acest lucru, înseamnă că între unghiurile astea congruente, la laturi congruente, cum e DQ cu NB, da. La laturi congruente,
privesc unghiuri congruente. Unghiul de aici și pe ăsta de aici. Da. Și dacă privesc unghiuri congruente, ele sunt și ele. Deci acestea sunt unghiuri congruente. Deci între unghiuri congruente, la laturi congruente, privesc unghiuri congruente. Unghiul ăsta D, P, Q și cu N, M, B. D, P, Q și cu N, M, B. Cele două unghiuri au o latură de P, e paralelă cu cealaltă latură, cu D, cu B, M. Da. Din drept unghi. Da. Și dacă am două unghiuri congruente, care au câte o latură congruentă, câte o latură paralelă cu cealaltă, și ele sunt congruente, le obligă și pe celelalte două să fie și ele să fie paralele. Pentru că știu așa, unghiul ăsta, vezi tu, și cu unghiul ăsta, care au latura asta de aici, asta de aici paralel cu asta, da, și cealaltă de aici paralel cu asta, da, unghiurile astea sunt congruente. Da. Deci unghiurile ce au laturile congruente. Și au laturile paralele două câte două. Adică congruente. Astea, da, paralele două câte două. Și sunt congruente. Și o secundă. Unghiurile congruente, ce au câte o latură paralelă cu cealaltă, le obligă și celelalte două să fie paralele. Da. Sau altfel spus, două unghiuri care au laturile paralele sunt congruente. Sau poate să fie și suplimentar, adică unghiul ăsta de aici și cu ăsta de aici fac 180 grade. Deci două unghiuri ce sunt congruente, ce au laturile, dacă sunt congruente și au câte o pereche de laturi paralele, obligă și pe celălalt să fie paralel. Vine de unde asta? Încă o dată, reiau aici ca să fie foarte clar. Dacă două unghiuri au laturile paralele două câte două, adică asta deci paralele cu asta și cu asta paralele cu asta, ele sunt congruente și sau sunt suplimentare. Poate să fie și suplimentare, adică dacă e prelungire. Da. Și unghiul? Reciproc. Dacă am două unghiuri despre care știu că sunt congruente, cum avem noi aici, da, și au o latură paralelă cu asta altă, cea de-a doua latură care îi completează cu cea de-a doua latură de aici sunt și paralele. Da. În concluzie, cum noi suntem în situația asta, unghiul de aici, roșu, dezlat cu ăsta, da, sunt congruente, da, au o latură, asta e paralelă cu asta, din... Și cea roșie cu cea roșie. Și le obligă pe cele două și care completează să fie paralele. Și congruente. Sunt paralele și sunt și congruente din congruența triunghiurilor, atunci e suficient numai până aici. A. Patrulaterul acesta devine paralelogram. Condiția era așa, într-un paratrulater în care se întâmplă. Laturile, găsim noi, descoperim două laturi opuse, care sunt paralele și congruente, obligă patrogramul să fie patrogram. Aia o dată. Deci, în figura asta, luând pe laturile acestui dreptunghi, punctele N, N, P, Q, nu la întâmplare, da, luându-le în condiția asta, că am cât B, cât C, P și cât DQ, deci în această condiție, da. Figura care apare, mână pe Q, figura care apare mână pe Q, este paralogram. Da. Și deci, noi luăm de exemplu M la mijloc, N la mijloc și Q la mijloc și P la mijloc. Ce era? Era pătrat? Sau era tot drept? Nu cred. Vrei să iei tu acasă, vezi ce devine? Deci dacă iei pe mână, dar nu mai respectă condiția ca mână să fie cât bână. Tu iei mijloc. Da. Păi, nu cred că mai este figura asta. Uite, să luăm acum, uite. Fiindcă ai ridicat problema asta. Deci figura așa, ABCD așa, și luăm mijloc, 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 mijloc și mijloc. Și figura asta care apare așa,
Ce este? Rom. Este rom dacă poți să dovedești asta. Ce-ar fi romul? Ce-ar fi romul? Ca și definiție. Nu știu. De cum? N-am făcut. N-ai făcut romul? Nu. Romul este paralelogramul cu două laturi vecine congruente. Cu două laturi vecine congruente. Deci trebuie să fii paralelogramul cu două laturi, laturi vecine congruente. Da. Dar trebuie să arăți întâi că paralelogram și ăsta. Ei, dacă se respectă condiția aceea care am avut-o de congruență, asta de aici ar fi cât asta. Asta cât asta. Pentru că tot congruente sunt. Deci cred că merge și va fi romb figura. Dar să ne întoarcem în problema noastră. Da. Deci s-au luat punctele M, N, P, Q. Da. Nu la întâmplare. Da. În condiția A, M, cât B, N, cât C, P și cât D, Q. Da. După care... Noi am vrut să demonstrăm că... Figura care a rezultat. Este paralelogram. Ori... Ne-am întrebat da. Ce condiții ar trebui să fie ele. Ca să fie paralelogram. Definiția ar spune, laturile opuse se par fi paralele opte două. Da. Sau laturile paralele... Două laturi opuse să fie paralele, să fie paralele și congruente. Și congruente. Da. Și am luat cele două triunghiuri. Am făcut... am comparat triunghiurile. Da. Am aflat că... Triunghiul congruent cu triunghiul ăsta. Da. Și atunci roșu, roșu cu P cu mână. Da. Știam că MB este congruent cu DP și M și N MB este un congruent cu DPQ. Deci a rezultat direct că QP este congruent cu mână. QP cu mână. Roșu cu roșu. Da. Dar aici ne puteam opri, fără să ne mai ducem mai departe. Da. Ne puteam opri, spuneam, în același moment, și unghiul ăsta... Este de, roșu. Este congruent cu unghiul de aici. Da. Că ăsta de aici privește spre DQ, iar celălalt privește spre NB. Și cum astea sunt congruente, între unghiuri congruente, la laturi, la laturi congruente, privesc unghiuri congruente. Da. Dar aceste două unghiuri cu roșu desenate au o latură, paralelă cu cealaltă latură din unghiul al doilea unghi. Și ele fiind congruente, le obligă și pe ăsta să fie tot. Da, congruente. Congruente. Paralele, pardon. Da. Le obligă să fie paralele. Și cum erau și congruente și paralele, demonstrat, rezultă că e paralelogram. Dar tot ce am zis e poveste. Nu, trebuie să scriem. Neapărat. Deci tot ce am vorbit e poveste. Da. Și profesorul nu are ce vedea deocamdată. Dacă n-am scris nimic. Da, exact. Trebuie să facem demonstrația. Exact. Redactăm. Da. Dar mi-am făcut planul de lucru. Am gândit, am epuizat problema. Acum numai cât pune pe hârtie. Deci demonstrați. Fie triunghiurile. Care triunghiurile vreau să recupare? D pe Q. D pe Q. Și N-B-M. N-B-M. Despre cele două triunghiuri spunem ca D-Q congruent cu N-B. Congruent cu N-B. A-M-B congruent cu D-P. N-B congruent cu D-P. D-P.